Prin această lege, de fapt, se dorește o reconsiderare atât a poziției instituțiilor statului, cât și a comisiilor, a tuturor celor care se implică în acest fenomen. Ca să vă explic în câteva cuvinte, deși încă normele metodologice nu sunt apărute, ca și activități în perioada următoare, lucrurile stau cam așa. Deci Comisia Județeană de Aplicare a Legii Fondului Funciar este ca și activitate suspendată, urmând ca într-un interval de timp să se inventarieze toate suprafețele de teren care sunt la dispoziția comisiilor locale, să se inventarieze toate punerile în posesie, lucru care se face prin verificarea de către angajații la Registrul Agricol de la fiecare localitate a tabelului cu punerile în posesie care va fi înmânat de la OCPI. La nivelul prefecturii, deci a juriștilor, o identificare a tuturor dosarelor, a tuturor proceselor care sunt pe rol la ora actuală privind revendicările sau diversele forme de revendicări pe teritoriul județului Vrancea. Ca și prevederi, în perioada următoare va trebui să identificăm niște persoane reprezentanței statului care să preia această inventariere a terenului la nivelul fiecărui OATE, fiecărui consiliu local, urmă ca să se înființa o asemenea comisie. Problema mare este că nu știm ce se întâmplă cu solicitările care sunt în diverse forme în analiza instituțiilor statului, deci discutăm de, deci nu de solicitări care să prevadă reconstituirea dreptului de proprietate, ci mici modificări, ajustări la titluri, la actele care au fost emise, greșelile inerente care au apărut în toată această perioadă. Va trebui să așteptăm normele metodologice ca să vedem ce prevăd ele, ca să știm ce le spunem cetățenilor. Oricum, la nivelul județului Vrancea, atât la nivel local al comisiilor locale, cât și la nivelul Comisiei Județene, în continuare primi solicitările tuturor celor care au în intenție a modifica vreun act și, repet, urmând ca ulterior, în funcție de ce vor prevede acele norme, să vedem ce facem.